Al doilea rând, nu se poate ca parlamentare să nu fi știut de existența legii responsabilității fiscal-bugetare, care spune că cu 6 luni înainte de alegeri parlamentare nu se mai adoptă acte normative care vizează măriri de salarii. E o lege votată de Parlament, de altfel, și sunt și niște prevederi constituționale în acest sens. Această lege oricum prevede foarte clar că instituțiile publice nu adoptă astfel de acte normative și, conform definiției instituțiilor publice, instituție publică e și Parlamentul, nu e doar Guvernul.